Ziua și bine ați revenit de la Giurmăritori. Să știți că nu o să comentez acel comentariu pe care l-ați văzut în thumbnail, dar l-am pus acolo să-l vedeți cu toții, ca să știți și dumneavoastră care sunt lucrurile care mă fac pe mine să merg mai departe și în același timp să-mi placă foarte mult. În acest videoclip vreau să vorbesc din nou despre trecerea mușcatelor de iarnă, pentru că mie mi se pare o operațiune foarte importantă, pentru că cheltuim foarte mulți bani în fiecare an cu mușcatele. Lucru care mie nu mi se pare deloc normal în condițiile în care avem toate plantele de care avem nevoie în curte și din acele plante putem să facem și mai multe dacă vrem mai multe. Ghivecele sunt refolosibile, substrat găsim, deci ne-am reduce costurile foarte mult doar dacă cumpărăm doar substratul. Tot acum la început, ca să nu uit, vreau să vă anunț că în data de 29 octombrie, nu știu exact ora, oricum, dimineața între 9 și 12, o să fiu live de la Indagra 2022. O să merg acolo, în primul rând pentru dumneavoastră și în al doilea rând pentru mine, pentru că eu n-am mai fost de vreo 10 ani de zile la Indagra. Și acum, după această pauză, pentru că au fost 2 ani de zile de pauză din cauza pandemiei, mă gândesc că o să fie foarte multe noutăți pe acolo. Și mă duc, v-am spus, în special pentru dumneavoastră, pentru aceia dintre dumneavoastră care nu pot să ajungă acolo și să vedeți prin intermediul canalului meu ce se întâmplă acolo. Deci am întrebat, mi s-a permis să fac live de acolo și o să fim live de la Indagra 2022, deci pe data de 29 octombrie. Indagra se ține la Romexpo între data de 26 și 30 octombrie. Să revenim la mușcate. Anul acesta vreau să vin cu o idee nouă pentru dumneavoastră. Sunt convins că nu cu toți o să fiți de acord cu această idee, dar am găsit eu câteva lucruri foarte bune în această operațiune. Haideți să mergem la masă să vă arăt despre ce este vorba. După cum vedeți, suntem în spațiul în care fac eu foarte multe operațiuni. Este un spațiu unde petrec foarte multe ore. Aici am ținut și live-urile de săptămâna trecută. O să vă las un link în descriere de la live-ul în care am vorbit despre mușcate, despre trecerea mușcatelor peste iarnă, pentru că acolo sunt foarte multe informații. Bineînțeles, toate sunt din experiența mea, nu vorbesc decât din experiența mea. Și probabil o să fiți interesați să vedeți și acele informații, să le auziți. Deci, ideea mea de trecere a mușcatelor peste iarnă din acest an este următoarea. Să renunțăm la plantele mamă. Sunt convins că câteva doamne s-au supărat pe mine, da? Ați văzut tocmai ce am făcut. Deci am tăiat toată planta de jos. De ce vin cu această idee? Uitați-vă cât spațiu ne ocupă acest ghiveci. Substratul este consumat. Deci, nu, practic, încă de la începutul primăverii trebuie să venim să facem fertilizări. Anul trecut v-am arătat metoda agresivă. Ați văzut, am preferat anul trecut să păstrăm plantele mamă, dar să le mutăm într-un pahar mai mic. V-am arătat în acel videoclip exact cum aș proceda eu. Da? Spargem cu bumare, curățăm puțin rădăcinile și le punem într-un pahar mai mic pentru economisirea de spațiu. În așa fel încât să putem să trecem toate plantele de iarnă. Anul acesta prefer să renunț la plantele mamă pentru că le trecem o iarnă, două ieri. Deja plantele alea îmbătrânesc, bineînțeles că substratul nu-l schimbăm și trebuie să facem fertilizări din ce în ce mai dese și probabil și plantele o să-și arate îmbătrânirea prin calitatea florilor. Acum substratul acesta mergem și îl punem la compost sau eu știu, îl împrăștiem prin grădină, având în vedere că este un substrat de calitate. Este tocmai bun prin grădini sau prin paturile supraînălțate. Rădăcina o să se descompună în timpul iernii, deci aducem un aport de nutrienți în locul respectiv. Ce fac cu această plantă? Bineînțeles că fac butaș și o înmulțesc. Din această plantă, cu siguranță, obțin peste 20 de butași, deci peste 20 de potențiale plante. Eu o să vă mai arăt încă o dată și în acest videoclip cum fac eu butașii, pentru că, v-am spus, este foarte important pentru mine trecerea mușcatelor de iarnă și înmulțirea lor. Da? Este foarte important pentru că
sunt sigur că se cheltuie foarte mulți bani pe aceste plante și nu văd rostul. Nu sunt sigur că se vede foarte bine pentru că filmez singur. Acum o să separ puțin ramurile principale ca să îmi fie mai ușor să depistez butașii. Și vreau să stați cu mine până termin această plantă de tăiat, să vedeți câți butași fac eu din această plantă. Perioada de tăiere a acestor plante începe să vină. De exemplu, azi noapte la mine în zonă au fost 6 grade, da? Ne apropiem de temperaturi negative, lucru care ne face să ne grăbim puțin să ducem aceste plante la adăpost. Deci eu folosesc toate vârfurile pe care le găsesc. Deci această ramură nu are niciun copil, ba da, are unul mic aici. Vedeți? Are un lăstar mic aici, care o să se comporte ca un vârf. Și o să folosesc ca butaș în felul acesta. Da? După care, cu siguranță, vârful de creștere este cel mai bun butaș. Dar sper să se vadă, pentru că nu mai pot să refac această filmare, pentru că nu mai am altă plantă. Pe această ramură nu am niciun lăstar nou. Deci folosesc doar vârful. Așa arată un butaș. Vedeți, avem două noduri, un internod. Eu nu sunt de acord cu butașii foarte mari. Aceia au șanse mult mai mici de înrădăcinare, pentru că butașul nu are rădăcină și este foarte greu să se autosustină. Și dacă noi îl lăsăm și mare, o să fie și mai greu. Vedeți, aici am un boboc floral pe care o să-l rup. Deci nu-l lasă să orienteze spre floare. Trebuie să se orienteze obligatoriu spre rădăcini, să supraviețuiască. Aici am din nou vârful. Deci obligatoriu fiecare ramură o să aibă vârful bun de butaș. Dar din nou aici am un lăstar nou, o să vi-l arăt imediat. Vedeți o creștere nouă aici. Aceea o să se comporte ca vârf pentru următoarea plantă. Doi, cinci, șapte, nouă, 11, 13, 15, 16, 18, 21. Eu sincer să știți că mă așteptam la mai mulți butași din această plantă. Acum punerea înrădăcinată o să o fac fără hormonul de înrădăcinare. Știți cu toții că eu folosesc un hormon de înrădăcinare când pun butașii la înrădăcinat. Dar eu am nevoie de o prindere cât mai mare, pentru că cu asta mă ocup eu acasă în timpul liber, înmulțesc plante. Dar să știți că mușcata se prinde și fără hormon de înrădăcinare destul de bine, mai ales dacă reușim să-i aducem toate condițiile de care are nevoie. Condițiile de care are nevoie ar fi următoarele. În primul rând, recipientul vi recomand mic. Da? Aici am un pahar care are diametru de 10,5.
Substratul pe care îl folosesc este turbă amestecată cu perlit. Aveți videoclipuri pe canal în care am arătat cum fac eu aceste amestecuri. Un pahar bun pentru generarea de rădăcini trebuie să arate cam așa. Deci dacă aveți ghivece mai mici și nu au foarte multe găuri de drenaj, ar trebui să le faceți. Vedeți că au și niște înălțări care ajută foarte mult la circulația aerului. Da? Pentru apariția rădăcinilor este nevoie și de o oxigenare bună a substratului. Dacă aceste pahare stau în farfurie suport, niciodată nu trebuie să fie apă în farfuria suport, pentru că acea apă ar închide, în primul rând, circulația aerului și, în al doilea rând, apa stagnantă, știți foarte bine că nu face bine la nicio plantă. Deci plantele care stau cu rădăcinile în apă, putrezesc rădăcinile. Temperatura optimă pentru generarea de rădăcini este de 18-20 de grade. Deci aceste pahare, după ce punem butașii în ei, uitați așa, pur și simplu împingem 3-4 cm cât ne permite butașul în substrat. Eu o să pun câte 5 butași pentru că eu așa formez aceste pahare pentru anul următor. Dar dumneavoastră puteți să puneți 2, 3, chiar 4 butași ca să vă fie mai ușor la separare. Udarea o facem de sus, da? Pur și simplu udăm aici. Ar fi bine să facem cu un fâs-fâs ca să udăm și frunzele, pentru că au nevoie de umiditate și la nivelul frunzelor. Acești butași nu-i țin efect de seră niciodată, butașii de mușcată. Eu îi țin în solar. Aceștia ar trebui să-i duc în casă, dar deocamdată nu am aranjat spațiul acolo. Vreau să puteți să duceți pe un pervaz de geam unde nu este o lumină foarte bună, deci nu au nevoie de soare direct acum sub nicio formă, pentru că soare direct îi deshidratează și le reduce la minim șansele de înrădăcinare. Deci undeva într-o zonă umbrită pe un pervaz de geam, v-am spus că temperatura optimă de generare a rădăcinilor este de 18-20 de grade. După ce vedem lăstar noi, deci înseamnă că avem rădăcini, dacă aveți un ghiveci cu foarte multe găuri, o să vedeți probabil rădăcinile prin găurile de drenaj. În momentul acela trebuie să scădem temperatura, trebuie să ducem într-o zonă cu o lumină mai bună, deci schimbăm pervazul, îl ducem la acel pervaz care este orientat spre sud, dar cel mai important lucru este diferențierea temperaturii între zi și noapte. Da? Că dacă nu reușim să facem o diferențiere de temperatură între zi și noapte, adică planta să știe că este noapte și să intre în starea de repaus, pentru că temperatura este singurul lucru pe care îi spune ei că este noapte, să știți că plantele o să involueze. Deci ușor, ușor involuează, pentru că dacă ele au 20 și ceva de grade și noaptea, nu știu că este noapte și o să caute lumină ca să poată să facă fotosinteză. În momentul ăla se alungesc și se dezorientează total și ușor, ușor o să involueze și o să moară. Deci lumina este foarte importantă după ce apar lăstari noi, deci cu siguranță atunci avem și rădăcini. Și de asemenea diferențierea de temperatură între zi și noapte. După cum ați văzut, nu este nimic greu, bineînțeles totul se reduce la înmulțire, dar anul acesta vin și cu sugestia să renunțăm la plantele mamă, să ne întinerim plantele mamă, să avem plante mai tinere anul următor, mai viguroase, cu o creștere mai puternică și cu o înflorire abundentă. Vreau să-mi lăsați în comentarii dacă părerile dumneavoastră, vreau să știu dacă sunteți de acord cu mine cu această metodă, pentru că sunt convins că nu toate doamnelor să fie dispuse să-și taie plantele mamă de jos, cum am procedat eu. Dar dacă stați să vă gândiți puțin, sunt convins că o să-mi dați dreptate. Cam acesta a fost videoclipul, vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit. Vă aștept în continuare pe canalul Grădina lui Dan la următoarele videoclipuri și până data viitoare vă doresc numai bine.